Cristina este foarte fericită că a rămas în casa Mireasa și el spunea că i-ar plăcea foarte mult să vină și Cristi înapoi și le zicea fetelor, haideți la cameră și să-l chemăm pe Cristi din nou în casa Mireasa. Iar fetele au zis, hai, mergem, dar pentru ce fată să îl chemăm, că trebuie să fie pentru o fată anume. Și apoi au vorbit cu Eliza și au zis, Eliza, să îl chemăm pentru tine. Iar Laura a spus, Eliza l-a plăcut pe Cristi, dar Cristi nu a plăcut-o pe Eliza. Și o altă fată a zis că s-a văzut într-adevăr că Eliza l-a plăcut pe Cristi și ea a zis că da, recunoaște că i-a plăcut, dar nu sunt lucrurile chiar așa. Mi-a plăcut așa, dar sunt multe chestii care și Maria a zis că da, clar, dar în prima fază i-a plăcut. Eliza le povestea fetelor că a primit o scrisoare din partea susținătorilor în care era informată Eliza că a făcut un live Cristi și a spus că se simte liniștit, că e ok acasă și că a vorbit și despre Eliza.